Bun găsit la știrile din sport. Într-o săptămână se decide soarta clubului FC Brașov. Judecătorul Sindic a rămas în pronunțare, urmând ca miercuri să se decidă soarta stegarilor. La termenul ce a avut loc la Tribunalul Brașov, administratorul judiciar al clubului brașovean a cerut aprobarea efectuării unui nou plan de reorganizare. Dacă instanța nu va admite cererea, atunci miercuri se va declanșa procedura de faliment. Majoritatea fotbaliștilor înscriși la masa credală a fost de acord cu solicitarea conducerii clubului de sub Tâmpa, cu condiția ca și ei să fie incluși cu sumele pe care le-au de primit în noul plan de reorganizare. Am fost de acord cu un plan de reorganizare viabil, atât timp cât noi, cei care avem cheltuieli curente foarte mari adunate și sunt incluse în acest plan sau înaintea planului se vor plăti sau măcar o parte din ele, suntem de acord cu un plan de reorganizare viabil. Singurii care s-au opus cererii de efectuare a unui nou plan de reorganizare au fost Mugurel Buga și Laszlo Balint. Eu chiar am avut o intenție, le-am făcut o propunere celor de la Top Expert, administratorul judiciar al clubului FC Brașov, prin care îmi exprimam intenția de a renunța la suma înscrisă la masa credală, cu condiția ca cheltuielile curente să fie restituite, cheltuieli curente pe care îi obligă legea să le restituie. Din păcate nu am primit niciun răspuns, am fost tratat așa cum am fost tratat, după cum bine știți, și astea sunt motivele pentru care eu am dubii că un plan de reorganizare va duce și la ștergerea datorilor din urmă. Magistrații au rămas în pronunțare, iar dacă miercuri instanța nu va admite aprobarea efectuării unui nou plan de reorganizare, atunci va fi declanșată procedura de faliment a clubului FC Brașov. Până atunci, stegarii mai au un termen în speța în care ANAF a contestat calitatea administratorului judiciar de la FC Brașov, deoarece acesta are același rol și la firma ICI. Lupii au câștigat 2 puncte în Liga MOL în urma victoriei după prelungiri în fața formației Feyenoord Titanok. Trupa condusă de canadianul Martin Lacroix s-a impus cu scorul de 2-1 și are 7 puncte după primele 4 meciuri. Coronaul Brașov ocupă poziția 5-a în clasament și va juca vineri pe teren propriu în compania formației Ferencvaros Budapesta. Coronaulz Brașov a câștigat partida cu Feyenoord Titanok în Liga MOL cu scorul de 2-1 pe reprize 0-0, 0-0, 1-1 și 1-0. Meciul a fost unul extrem de echilibrat, a avut ritm și ocazii de gol. Spectatorii prezenți în număr destul de mare la patinoarul din Parcul Tractorul au avut parte de un spectacol agreabil. După 2 reprize albe, oaspeții au deschis scorul prin vizii în minutul 46, în momentul în care trupa din Feyenoord se afla în inferioritate numerică. Lupii nu au cedat lupta, au crezut în șansa lor, au continuat să atace și au reușit să restabilească egalitatea cu un minut înainte de finalul timpului regulamentar de joc, prin Ian McDonald, care a punctat din pasa lui Arpad Mihali. În repriza suplimentară, echipa brașoveană a dominat, a stat în treimea adversă, iar golul a venit cu 3 secunde înainte de expirarea timpului suplimentar. Ian McDonald a înscris la capătul unei acțiuni la care au mai participat Răulic și Mihali și a devenit favoritul fanilor brașoveni. A fost un meci bun pentru ambele echipe și foarte antrenant pentru fanii. Am avut un show remarcabil pe gheață. Am jucat bine 5 contra 5 și chiar am dominat echipa adversă. Din păcate am primit gol în momentul în care aveam superioritate și nu am materializat situațiile de power play pe care le-am avut. Mă bucur că am reușit să întoarcem meciul în favoarea noastră și să câștigăm în final 2 puncte importante. Corona a acumulat încă 2 puncte în clasamentul Ligii MOL și va juca vineri pe propriul teren de la ora 18:30 contra formației Ferencvaros Budapesta. Olimpicele au câștigat cele 2 jocuri test disputate la sala sporturilor Dumitru Popescu Colibaș în compania formației Politehnica Național Iași. Trupa brașoveană s-a impus destul de greu în ambele confruntări. Peșovi și compania vor disputa încă 2 partide amicale vineri și sâmbătă la Târgoviște cu CSM. Trupa condusă de Dan Calancea, Nenad Marinković și Miruna Krasnic s-a impus în primul meci cu formația din Iași cu scorul de 78-71, pe sferturi 21-15, 17-9, 23-26 și 17-21, la capătul unui joc încălcit cu foarte multe greșeli de ambele părți. Biliana Peșovici a terminat meciul în double-double cu 16 puncte marcate și 14 recuperări reușite. Pentru echipa de sub Tâmpa au mai marcat Adrian Webb 19 puncte, Higgins și Ghizilă câte 13, Alina Crăciun 7 puncte, Hauser, Haas, Maria Ferrariu, Brezoi și Hughes câte 2 puncte fiecare. Meciul al doilea a fost și mai tensionat. Olimpia s-a impus la doar 3 puncte distanță, scor 83-80, pe sferturi 25-17, 16-19, 23-19 și 19-25. Peșovici a fost din nou cea mai bună jucătoare de pe teren. Vedeta trupei de sub Tâmpa a fost aproape de un triple-double, ea terminând meciul cu 19 puncte înscrise, 11 pase decisive și 7 recuperări. În double-double
gol a terminat și pivotul Higgins, iar reușind 12 puncte și 12 recuperări. Pentru Olimpia au mai punctat Webb 21, Ghizilă 13, Crăciun 7, Hauser 6 și Ardelean 5 puncte. Un meci de pregătire, nu ne interesează niciun fel scorul, cel puțin pe mine în aceste jocuri de pregătire. Îngrijorătoare pentru mine și după jocul de azi și după jocul de azi, felul cum jucăm fața defensivă. Avem mult, mult de lucru, e o echipă cu multe jucătoare noi, unele dintre ele au venit de o săptămână și e foarte, foarte greu într-o perioadă așa de scurtă să facem să funcționeze toate fazele ale jocului așa cum ne dorim. Este firesc, mai este necesar mult timp. Antrenorii brașoveni nu se pot baza în continuare pe conducătorul de joc Gabriela Cursaru. Ea acuză în continuare dureri de spate și joi va fi supusă unui examen RMN. După aceste jocuri cu trupa moldoveană, Olimpia CSU Brașov se va testa vineri seară de la ora 18 și sâmbătă dimineață de la ora 11 în deplasare cu formația CSM Târgoviște. Punem punct aici știrilor din sport. În Transvanțirea urmează informațiile despre vreme. Cu Mara.